Seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la jurnalul ŠTV. Medicii dentiști contestă vehement tăierea de către Ministerul Sănătății a fondurilor destinate asistenței stomatologice în cazul copiilor și al persoanelor cu venituri mici. Stomatologii sunt supărați pe faptul că Ministerul nu i-a consultat înainte de a lua măsura. Medicii dentiști vor ca Ministerul să îi asculte. În caz contrar, aceștia spun că vor recurge inclusiv la proteste. Reprezentanții medicilor dentiști din județul Mureș spun că măsura luată de Ministerul Sănătății este una fără precedent în Uniunea Europeană. Medicina dentară este înlăturată total din sistemul public al asigurărilor de sănătate, situație unică în istoria sistemului de asigurări de sănătate la nivelul Uniunii Europene, cu afectarea iremediabilă a politicilor publice de sănătate în domeniu. În plus, mai spun medicii, tăierea fondurilor pentru asistența stomatologică încalcă drepturile pacienților garantate prin Constituție. O astfel de atitudine promovată de Ministerul Sănătății aduce prejudicii grave persoanelor asigurate care au dreptul la furnizare de servicii de medicină dentară prin pachetul de bază, fiind încălcat unul din principalele drepturi garantate prin Constituția României, dreptul la ocrotirea sănătății. Președintele Colegiului Medicilor Dentiști din județul Mureș mai spune că ministerul a tăiat banii dentiștilor în ciuda statisticilor care situează România pe un loc codaș în ceea ce privește patologia stomatologică și în ciuda faptului că medicii au atras atenția că fondurile ce se alocă sunt insuficiente. Medicii stomatologi sunt revoltați și pe faptul că au fost chemați să semneze contracte pe luna aprilie, deși fila de buget arăta negru pe alb că medicina dentară nu are alocat niciun leu. Deci ei ne-au anunțat, am și fost chemați la Comisia Paritară să încheiem noi contracte pe plafon zero, pe act adițional pe aprilie zero. Zic, cum se poate așa ceva? Este inadmisibil. Medicii dentiști cer să fie ascultați. În caz contrar, spun că vor recurge inclusiv la proteste. Medicii amenință în primă fază cu o grevă generală de 2 ore. Potrivit datelor Colegiului Medicilor, în județul Mureș există peste 500 de stomatologi activi, din care 135 se află sub contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Spitalul Clinic Județean Mureș rămâne fără vaccin antitetanos. Potrivit reprezentanților instituției, pe stoc mai sunt doar 20 de doze de vaccin. Problemele nu sunt doar la Târgu Mureș. Cu aceeași situație se confruntă mai multe spitale din țară. Din fericire, Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș nu se află în aceeași situație. Aici stocul de vaccin antitetanos este suficient pentru încă 4 luni. Spitalul Clinic Județean Mureș a achiziționat anul trecut în jur de 850 de fiole de vaccin antitetanic, din care mai sunt în stoc 20. Reprezentanții spitalului spun că deocamdată lipsa vaccinului nu a fost semnalată de pe secții, însă dozele sunt pe terminate. La Spitalul Clinic Județean Mureș, deocamdată mai avem în stoc, sau cel puțin aveam ieri, alaltă ieri, 20 de fiole de vaccin antitetanos. Am demarat o serie de acțiuni, am sunat la N furnizori. Din păcate, n-am găsit nicio firmă care să ne furnizeze fiolele de vaccin antitetanos. Spitalul Clinic Județean Mureș așteaptă un răspuns inclusiv de la furnizorul de stat, compania Unifarm. Vaccinul antitetanic lipsește și din alte spitale din țară. Din câte se pare, de vină sunt furnizorii care nu au vaccinul în stoc. Vestea bună pentru pacienții tratați la Târgu Mureș care au nevoie de vaccin antitetanic este că Spitalul Clinic Județean de Urgență are în depozit fiole suficiente pentru încă aproape 4 luni. Înainte de a intra la ședința de Consiliul Local de astăzi, membrii fracțiunii UDMR au organizat un flash mob în cadrul căruia au acuzat primăria că taie ilegal copacii de pe mai multe aliniamente stradale din Târgu Mureș. În replică, executivul primăriei a venit cu documentele care avizează tăierea arborilor de pe strada Mihai Viteazu și de pe alte artere din urbe. Potrivit actelor prezentate, cei care au dat undă verde tăierilor sunt viceprimari Iojo Tibor și Ionela Ciotlăuș, precum și consilierul Sebastian Pui. Consilierii locali UDMR susțin că arborii din mai multe zone ale orașului au fost tăiați ilegal de echipele primăriei. În semne de protest, membrii fracțiunii UDMR au anunțat că boicotează ședința de Consiliul Local, spunând că vor dezbate doar proiectul de buget. Acest eveniment am dorit să atragem atenția tuturor celor care astăzi nu respectă
legile, nu respectă nicio hotărâre de Consiliu Local pe care îl adoptăm. Astăzi am dorit și ne propunem să boicotăm ședința Consiliului Local, dar fără a afecta interesele legitime ale Târgu Mureșenilor. Adică o să dezbatem proiectul bugetului pe anul 2013 în interesul Târgu Mureșenilor, dar restul proiectelor de pe ordinea de zi le vom amâna. Primarul Doni Florea îi contrazice însă pe consilierii strânși la flashmobul din fața primăriei. Edilul șef a adus acte care dovedesc faptul că tăierile au fost avizate de o comisie de specialitate compusă din consilieri locali și specialiști ai municipalității. Cred că lucrurile de jos vă explicitează, sunt făcute destul de explicite. Ce înseamnă așa? Doar isteria și un circ ieftin? Pentru că ei au hotărât, prin semnăturile lor pe care le vedeți aici, au hotărât că acești copaci bolnavi, suferinți, trebuie tăiați. Sigur că în locul lor s-au plantat de fiecare dată cam 2 sau 3 mult mai frumoși tineri. Documentul prin care a fost autorizată tăierea copacilor de pe strada Mihai Viteazul și de pe alte artere din oraș conține inclusiv semnăturile viceprimarilor Iojo Tibor și Ionela Ciotlăuș. Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș poate funcționa ca și până acum. Asta după ce Curtea de Apel Târgu Mureș a anulat ieri hotărârea de guvern 230 din 2012, prin care s-a decis înființarea Facultății de Medicină și Farmacie în limba maghiară. Rectorul Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, profesorul Leonardo Zamfira, îi spune că sentința Curții de Apel nu face altceva decât să întărească faptul că autonomia universitară trebuie respectată. Este o decizie pe care o așteptam de mai bine de un an de zile și care se potrivește perfect cu decizia luată anul trecut de suspendare a hotărârii de guvern. Este o dovadă a faptului că trebuie respectată autonomia universitară indiferent care universitate este în pauză și până la urmă este dorința și speranța noastră ca prin ceea ce trecut UMFR din Târgu Mureș alte universități să nu treacă niciodată. Azam Firei a subliniat că la decizia favorabilă a instanței a contribuit și atitudinea guvernului, care a acceptat argumentele aduse în instanță de UMF. Pe de altă parte, trebuie să remarc și poziția guvernului actual, care a fost una echilibrată, care a argumentația care noi am adus-o în instanță și concluzia care a ajuns instanța să este de fiecare dintre noi acceptat. Anul trecut, în luna mai, Curtea de Apel Târgu Mureș a suspendat executarea hotărârii de guvern privind înființarea noii facultăți până la pronunțarea pe fond, deși UMF Târgu Mureș ceruse anularea hotărârii de guvern numărul 230, care prevedea înființarea facultății în limba maghiară. Chiar înainte să cadă, guvernul ungureanu a făcut recurs față de sentința de suspendare, dar guvernul Ponta a retras apoi acțiunea. Veste bună pentru târgu mureșenii care își doresc o locuință într-unul din cele două blocuri ale municipalității de pe Bulevardul Pandurilor. Autoritățile locale au deschis o nouă sesiune de înscrieri, al cărei termen limită este 19 aprilie. Directorul societății locative, Ovidiu Moldovan, spune că din totalul de 136 de apartamente achiziționate de municipalitate pe Bulevardul Pandurilor, 84 sunt ocupate. În momentul de față sunt ocupate 84 de apartamente. Din nou s-a dat din partea primăriei un anunț și în presa locală și pe site că se acceptă din nou cereri pentru locuințe. Până în momentul de față, din câte știu, s-au înregistrat 25 de cereri. Perioada, săptămâna asta, săptămâna viitoare, încă se mai depun cereri, urmând ca după aceea să se ia o hotărâre. Directorul SECE Locativ spune că solicitanții trebuie să îndeplinească aceleași criterii ca și în cazul primei sesiuni de înscrieri. Să aibă locul de muncă în Târgu Mureș, să nu mai fi primit o locuință de la fondul de stat, de asemenea să facă dovada unui venit. În principal, cam astea sunt condițiile. Data până la care târgu mureșenii mai pot depune cereri pentru locuințele situate în blocurile de pe Bulevardul Pandurilor este 19 aprilie. Jurnalul continuă cu știrile sportive. Accederea în Final Four este ținta Tigrilor în play-off-ul ce stă să înceapă. Obiectivul campioanei sezonului regulat a fost fixat de staful de conducere, care nu s-ar supăra pentru o performanță chiar mai bună. Pentru acest final de sezon să reușim să trecem de primul tur de play-off. În acest moment avem targetul de a reuși să
accedem în Final Four. Și după aia o să vedem care o să fie următorul. Prima adversară a Tigrilor în play-off este ocupanta locului 8 în clasament, CSM București. Tratăm CSM București cu foarte mare respect. Este o echipă foarte bună, după părerea noastră. Toate cele 7 echipe sunt adversari redutabili. Nu credem că faptul că am terminat pe locul 1 și ei pe locul 8 ne avantajează într-un fel. Prima confruntare dintre BC Mureș și CSM București are loc duminică de la ora 18 în sala sporturilor din Târgu Mureș. A doua întâlnire dintre cele două formații va avea loc tot în junglă luni de la ora 19. Iată și prognoza meteo și cursul valutar. Acestea au fost știrile locale, eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară excelentă în continuare. La revedere!